Verdețurile și legumele proaspete de primăvară au umplut mai devreme piețele din capitală. Vremea caldă din această lună i-a făcut pe comercianți să scoată deja în vânzare ridichea și urzica strânsă din pădure. Vânzătorii își laudă produsele și spun că prețurile nu diferă de cele de anul trecut. O legătură, da? Poftim, doamnă, ridichea măgăvânească, bună. Prețul unei legături de ridiche variază totuși de la o tarabă la alta. Costă 20 lei legătura, ei se vinde la legături, cu tot cu frunză, că lumea să vadă că frunza e verde, proaspătă. 15 lei legătura. Ca prima radiche, nu-i cumpăr, zici. 15 lei, e frumușică. Cumpărătorii spun că se grăbesc să-și îmbogățească meniul cu vitamine. Da, vapăcica. Asta voi ce faceți? Ce salat, ridică, s iețom, s maionezăm, s zelenim lucăm. Ce vreți să faceți cu ridică? Din sigur că salată. Mulțumesc. Vă convine prețul? Păi normal. Eu iubesc ridiche, dar o iubesc la timp. Dar eu prefer să fie primăvara, cum scade, cum e de la natură. În vânzare a apărut și urzica proaspătă, care este folosită de mulți oameni și pentru tratarea răcelii. Urzica de primăvară, vitamine. Oamenii o folosesc și mâncare, cu sosuri diferite fac. Leacuri pentru răceală, fac pentru ceaiuri, pentru gripă, e cam... Este primăvară și am vrea să ne îmbogățim cu vitamine. Am să o adaug la borș. Sigur că e cam scump, dar n-avem încotro. Prețul unei legături de urzică ajunge până la 5 lei.